luna. Azi mă duc să-i sărut mâna, azi mă duc să-i sărut mâna. Și tâmpla cu ghiocei, că astăzi e ziua ei, că astăzi e ziua ei. Azi, mamă, de ziua ta, cu toți eu mă îmbrățișa, la mulți ani, măicuța mea. Tu-ți vei șterge lacrima și-ți va zâmbi inima, mamă, azi de ziua ta. Stimate, bine v-am găsit! Noi suntem de la compania Ford cu surprize și am zis să vă bucurăm această zi minunată, că sunteți amageat, așa? Da. Și cineva, prin intermediul nostru, a vrut să vă surprinde, căci foarte mult vă estimează și vă iubește. Și, în primul rând, aveți așa un coșuleț de flori, bogat, ca și dumneavoastră. Mulțumim frumos! Și, desigur, o tortă dulce, ca să vă îndulcească inima dumneavoastră și cei care vă înconjoare în această zi. Așa, poftim. Dar vreau să mă întreb dacă vă dați seama cine vine surpriza. Cred că de la copii. Așa, aveți cineva departe? Am doi copii. Unul în Germania, care astăzi tot este omagiat. Domnul Serghei. Să fii sănătos. Și Gheorghe, în Italia. Vreau să spun cred că de la... Este din partea lui Gheorghe. Da. Exact, este din partea lui. Și acest coșuleț cu fructe, că ce aveți nevoie de vitamine... Să mi-a întâlnit tot așa frumoasă și în putere când sunteți. Mulțumim, așa. Mulțumim. Să punem jos, vă rog, că este greu. Da, să punem așa jos. Așa, și șampanie ca să serviți oaste din această zi minunată în cinstea sănătății dumneavoastră. Mulțumim. Așa, vreau să vă citesc și un mesaj din partea lui care m-a rugat să vă recit. Scumpa noastră mamă, brațele tale au fost mereu deschise când am avut nevoie de îmbrățișare. Inima ta... Ne-a înțeles atunci când am avut nevoie de un prieten. Ochii tăi au devenit mai aspri când a trebuit să învăț lecții de viață. Puterea și dragostea ta ne-au îndrumat și ne-au dat aripi pentru a ne ajuta să zburăm. În această zi, mămico, care este un moment aparte pentru tine, îți urăm din suflet numai zile pline de zâmbete, bucurii și armonie în fiecare clipă. Îți mulțumim pentru tot ceea ce ai făcut și faci pentru noi, pentru faptul că ne susții când ne este greu și ne dai un sfat când avem nevoie. Îți mulțumim că existi și ne cuprinzi cu dragostea ta mereu, chiar dacă suntem departe. La mulți ani, cu drag, Gheorghiță! Mulțumim frumos! Vreau să le transmit la copiii mei mult sănătate. Mă folosesc de moment, fiindcă e ziua la ficiorul din Germania și vreau să-l felicit și pe dumnealui. Să-i doresc multă, multă sănătate și vreau să le mulțumesc celor care mi-au făcut așa cadou frumos și Dumnezeu să-i poartă cu bine unde sunt și să fie mereu în paza lui. Mulțumim, Gheorghe! La mulți ani, măicuța mea, tu-ți vei șterge lacrima și-ți va zâmbi inima, mama, azi de ziua ta.